Voi începe să lucrez această frunză. Este frunza mare a orhideei. Vom avea două astfel de frunze și o să avem și unele mici, cele de aici din spate, acestea. O să avem și două micuțe. De mărimea asta. O să încep cu cea mare. Veți avea nevoie de sârmă. Vă spun imediat și câți centimetri. Aici este în două. Deci din vârf. Veți avea nevoie de 35 de centimetri, deci dacă o luați din rulou, 70 de centimetri de sârmă îndoită pentru vârf. Așa, veți avea nevoie de două astfel de sârme pentru două frunze. Vor veni două frunze mari aici și două frunze mici acolo. Să ne apucăm de treabă. Voi folosi fir verde, tot de la aceeași firmă. Și vom face în total 60 de ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Deci 60. Vom lucra în felul următor. Vom face din al doilea ochi, da? 5 piciorușe mici. Deci 1, 2, 3, 4, 5. Apoi vom lucra 5 piciorușe duble trase. 1, 2, 3, 4, 5. Apoi voi face 35 de piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. 12, da? Treisprezece, paisprezece, cincisprezece, șaisprezece, șaptesprezece, optsprezece, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, scuzați-mă, 34, 35, 35. Acum voi face nouă piciorușe duble trase. În continuare voi face, după cele 35 de piciorușe duble, voi face 10, după cele 35 de piciorușe duble, voi face 10 piciorușe duble trase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acum voi face 3 piciorușe mici, 2, 3, iar aici, în ultimul loc, voi face un picioruș mic, încă un picioruș mic și încă un picioruș mic, deci în total voi face 3 piciorușe mici în același ochi. Voi pune marker în piciorușul mic mijlociu. Acum un picioruș mic, al doilea picioruș mic, al treilea piciorul mic. Deci am pus markerul aici, în piciorușul mic de la jumătate. Avem unul pe stânga, unul pe dreapta. Avem 3 piciorușe mici. Acum avem
vom face 10 piciorușe duble trase. 1, prindem și firul în același timp. 2. Șase, șapte, opt, nouă, zece. După ce am făcut cele 10, voi face cele 35 de piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Acum voi face 5 trase. 1, 2, 3, 4, 5. Acum voi face 5 mici. 1, 2, 3, 4 și 5 al cincelea mic. În acest ochi voi lucra un ochi alunecat.
Aceasta este frunza mea. Da? Voi continua acum rândul al doilea. Un lanț și facem în același ochi un picioruș mic. Iar un picioruș mic în următor, în următorul un picioruș mic, în următorul un picioruș mic. Avem 4 piciorușe mici. După aceste 4 piciorușe mici, voi face 4 piciorușe duble trase. 1 2 3 4 Apoi 5 piciorușe duble. 1 2 3 4 5 Acum în același ochi voi face 2 piciorușe duble. 1 și încă unul în același ochi. Da? Deci în același ochi. Acum voi face 5 piciorușe duble. 1 2 3 4 5 În următorul ochi voi face 2 piciorușe duble. 5 piciorușe duble. 1 2 3 4 5 Acum voi face iar 2 piciorușe duble în același ochi. 1 2 Iar voi face 5 piciorușe duble. 1 2 3 4 5 Acum voi face iar 2 piciorușe duble în același ochi. Da? Acum continui. Cele 5 piciorușe duble. 1 2 3 4 5 Voi merge mai departe. În următorul voi face 2 piciorușe duble în același ochi. 1 2 Acum voi repeta. Voi face 5 piciorușe duble. 1
2, 3, 4, 5. Iar voi face două piciorușe duble în același ochi. Acum voi face, uitați-le, două, da? 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5. Acum voi face 5 piciorușe duble trase. Deci 1, 2, 3, 4, 5. Acum voi face 5 piciorușe mici. 1, 2, 3, 4, 5. Unde este marcatorul? Voi face un picioruș mic, un lanț, bag marcatorul, un picioruș mic în același ochi. Deci în vârf avem un picioruș mic, un lanț, un picioruș mic. Acum vom continua. 5 piciorușe mici. 1, 2, 3, 4, 5. Vom face 5 piciorușe duble trase direct. 1, 2, 3, 4, 5. Acum 5 duble. 1, 2, 3, 4, 5, duble. În următorul loc voi face două piciorușe duble. 1, 2. Deci în același ochi. Acum vom face 5 duble. 1, 2, 3, 4, 5. Vom face în acesta două duble. 1, 2. Da? Deci 2. Acum 5 duble. 1, 2, 3, 4, 5. Da? Acum vom face două duble în același ochi. Da? Iară 5 duble. 1,
2, 3, 4, 5. Iar în același ochi două duble. Acum în acesta, de aici, facem 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5. Iar vom face două duble în același loc. 1 și 2. Acum vom avea iar 5 duble. 1, 2, 3, 4, 5, iar două duble în același ochi. Acum 5 duble. 1, 2, 3, 4, 5. În continuare, un picioruș dublu tras, al doilea picioruș dublu tras, al treilea picioruș dublu tras și al patrulea picioruș dublu tras. Acum, patru piciorușe mici. 1, 2, 3, 4, 1, alunecat. Încă un ochi alunecat. Deci terminăm cu două ochiuri alunecate. Acum băgăm sârma, cum v-am învățat, prin ochi, o sârmă mai lungă. Pe aici și vom face piciorușe mici până în vârf, da, unde am markerul, și ne vom vedea când voi ajunge și eu aici în vârf cu piciorușele mici. Veți începe așa, cu un lanț, da? Și apoi, inclusiv în ochiul acesta, facem piciorușe mici până în vârf la marcator. Da? Terminați și dumneavoastră, termin și eu și ne vedem apoi. Am ajuns în vârf, unde v-am promis. Da? Deci am făcut piciorușe mici. Am băgat sârma și am făcut piciorușe mici, da? Toate acestea sunt piciorușele mici, până în vârf. Iar în vârf vom scoate marcatorul
și vom face un picioruș mic, un lanț, un picioruș mic. Deci, un picioruș mic, un lanț și încă un picioruș mic. Acum vom lucra și pe partea aceasta a sârmei. Piciorușe mici, scuze. Piciorușe mici până în capăt. Da? Și vom începe de aici. Voi lucra piciorușe mici. Da? Până aici. Ne întâlnim când terminăm, ajungem aici. Să vă arăt cum facem. Am ajuns la ultimul ochi. Uitați-l aici. Îl voi lucra. Piciorul mic. Aici, în ochiul acesta, fac un ochi alunecat. Acum trag și voi ține de vârf și mă voi duce cu mâna pe ea și o voi întinde. Da? Voi îndrepta sârmele. Și voi băga acest fir peste, voi trage frumos și aici voi acoperi această sârmă cu fir verde. Face așa, la fel ca la petale. Patru ori. Da. Și temuța. Aceasta este frunza noastră. Uitați-o, este o frunză mare. Trebuie un pic aranjată. Eu v-am spus o calc și vine foarte frumoasă. Din acestea avem una aici, una pe partea cealaltă, la fiecare ramură câte două frunze. La ramura aceasta avem două, cât de mare este, deci la ramura aceasta mare din partea aceasta avem două din acestea mari. La ramura aceasta avem tot două frunze din acestea mari. Iar la ramura din mijloc, cea mai micuță, avem două frunze mici din acestea pe care vom face acum. Urmează să facem și această frunză. Voi reveni cu această frunză. Aceasta este frunza mică. Da? Vă spun acum cât sârmă ne trebuie. Este în două. Nouăsprezece centimetri. Deci trebuie să avem în jur de 38 de centimetri dacă o luăm din sul direct, da? Să începem lucrul. Vom lucra tot cu o croștă de 2,5.
2 de 2, pardon. Trebuie un marker, foarte ca și să ne apucăm de treabă. Firul verde, care este aceeași firmă. De data aceasta vom pune 35 de lanțuri. Unul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Vom face până din al doilea ochi, 3 piciorușe mici. 1, în al doilea 1, în al treilea 1, pic să apropiem un pic, gata, acum e bine. În continuare, 3 piciorușe duble trase. 1, în al doilea 2, în al treilea 3, apoi 3 piciorușe duble. Primul 1, în al doilea 2, în al treilea 3. Acum vom face 16 piciorușe triple. 1, 2, 3, 1. Firul se încurcă, ca să rezolvă. Deci, avem 2 piciorușe, da? Deci trebuie să facem în total 16. Al treilea. Al treilea. Al patrulea. Al cincelea, al șaselea, al șaptelea, al optulea, al nouălea, al zecelea, 11, 12,
12. Cincisprezece, șaisprezece. Deci avem 16 piciorușe triple. Acum vom face din nou 3 piciorușe duble. 1, 2, 3. Apoi vom face 3 piciorușe duble trase. 1, 2, 3 și 2 piciorușe mici. 1, 2 și un ochi. Alunecat. Aceasta este primul rând. La al doilea rând vom face așa. Un lanț. O să facem piciorușul nu în ochiul alunecat, da? Deci nu aici. O să-l facem în al doilea ochi, aici. O să facem de aici 3 piciorușe mici. 1, în al doilea 2, în al treilea 3. În continuare vom face 3 piciorușe duble trase. 1, 2, 3. În continuare vom face 3 piciorușe duble. 1, în următorul ochi al doilea, în următorul al treilea, duble. Acum vom face 3 piciorușe triple. În următoarele, stați un pic aici, se vede urât ochiul acesta. Deci aici, unul dublu. Așa. Acum, triple, 3 bucăți. O dată. 1, în al doilea. 2, da? Și încă 1, 3, așa. Acum vom face 2 piciorușe triple în același ochi. Aici vom face 2 piciorușe triple în același ochi. Acum vom face 2 piciorușe triple separat. Adică 1, da? Și în următorul vei face aici. Încă unul, al doilea. Da? Acum vom face o pereche iar de 2 piciorușe triple în același ochi. 1, și al doilea, tot aici. Mai departe. Acum vom face 2 piciorușe triple separate. 1, 2.
Da? Acum vom face două piciorușe triple în același ochi. Acum vom face două piciorușe triple și vom repeta să vă arăt ce am făcut până aici. Deci, am făcut așa. 1, 2, 3 mici. Deci, 1, 2, 3 mici. 1, 2, 3 trase. 1, 2, 3 duble. 1, 2, 3 triple. În următorul am făcut două în același ochi. Apoi două separate, două în același loc, da? Două triple separate, două în același loc, două triple separate. Cum mai avem? Două triple în același loc. Și două triple separate. Și două în același loc și două separate. Acum vom face trei piciorușe duble. Unu, doi, trei. Vom face trei trase. Unu, doi, trei. Trei trase. Nu vrea să mă asculte firul. Gata. Acum, trei mici. Unu, două, trei. Aici, în mijlocul acesta, voi face un picioruș mic, un lanț. Și încă un picioruș mic. În următorul, de aici, un picioruș mic. Un picioruș mic, un picioruș mic, cele trei piciorușe mici. Acum vom face cele trei piciorușe duble trase. 1, 2, 3. 3 duble, 1, 2, 3 duble. Două triple. 1, 2 triple. Și acum vom începe două piciorușe
triple în același ochi. 1 și încă 1 în același ochi. 2 piciorușe triple separate. 1 2. Acum le vom face pe cele în pereche. În același ochi. 1 în același ochi, al doilea. 2 separate. 2 pereche în același ochi. 2 separate. 2 pereche. Acum vom face 3 separate. 2 și al treilea. 3 piciorușe duble separate. Acum vom face 3 piciorușe duble. Deci 3 duble. 1 2 3. Acum vom face 3 duble trase. 1 2 3. Acum 3 mici. 1 2 3 mici. Și unul aici. Intră mai greu, alunecat. Aceasta este frunza mea. Acum voi băga firul, sârma pe fir. Da? Așa. Și voi începe cum? La fel ca la cealaltă, voi începe cu un lanț și voi face piciorușe mici până în vârf. Și voi face piciorușe mici până voi ajunge la marcator. Ne vom întâlni când voi ajunge la marcator. Am ajuns la marcator. Îl desfacem. Și
așa și în vârf îl face așa. Vom face deci acesta este vârful, vom face un picioruș mic, un picioruș mic, un picioruș mic, deci trei piciorușe mici. Acesta este vârful. Acum vom lua roată cu piciorușe mici. Când voi ajunge aici, vă arăt cum terminăm. Atunci, spor la lucru.